hai să-ți arăt cum poți să deblochezi iPhone-ul fără mâini. Primul lucru, trebuie să memorați unde apăsați atunci când vă deblocați iPhone-ul. După ce ai memorat codul, te duci la Setter, te duci aici la Accessibility, după care te duci la Voice Control, să l-ai activat, te duci pe asta de aici, Customize Commands, Create New Command, aici o să punem fraza pe care vrem să o folosim atunci când o să se activeze această comandă. După care mergem aici la Action, Folosim ăsta Run Custom Gesture, și cred că pe aici am eu comenzile. Unlock! Vedeți, am deblocat fără să folosesc mâinile. Hai să-ți arăt cum poți verifica dacă un iPhone a fost furat. Intrați la setări general, informații, și aici copiați număr serial. După care intrați pe un site care vă poate verifica serial number spre exemplu eu am intrat pe asta emailcheck.com și după ce puneți serial number o să vedeți dacă mai este în garanție, dacă a fost un device care a fost înlocuit, dacă a fost furat, dacă este înregistrat și așa mai departe. Dacă ai un iPhone, hai să-ți arăt cum poți să iei o pauză la social media sau să pui restricții în așa fel încât copilul tău să nu aibă acces la social media. Ca să blocați aplicațiile de social media, trebuie să activați în primul rând asta, timp de utilizare, după care intrați aici restricții conținut și intimitate, bifați această opțiune, după care mergeți aici restricții de conținut, aplicații și aici apăsați 4+. Plus. Iar de acum încolo nu o să mai aveți aplicații de social media pe telefon. Hai să-ți arăt 3 setări care o să-ți îmbunătățească bateria la iPhone. Prima setare pe care o poți face ca să îmbunătățești bateria pe iPhone este să te uiți aici la Display and Brightness și să pornești Dark Mode. Așa o să-ți consume mai puțină baterie. După ce l-ai pus pe Dark Mode te uiți aici la Accessibility, te duci la Motion și o să apeși pe asta Reduce Motion. Iar cea de-a treia setare care mie unu mi-a salvat până la 30% baterie este asta General Background App Refresh mereu să fie pe Off. Hai să-ți arăt din ce cauză faci poze nașpa cu iPhone-ul tău. Deci ca să ne facem poze mult mai calitative cu iPhone-ul, intrați în setări, intrați aici la cameră, aici la formate și o să aveți standard bifată opțiunea asta prima. Ei bine, o bifați pe a doua și o să aveți poze la calitate super. Hai să-ți arăt cum rezolvi cea mai enervantă problemă la iPhone. Cel mai enervant lucru la iPhone este atunci când ești în soare, ai luminositatea la maxim, dar totuși ecranul se întunecă. Ca să scăpăm de problema asta, intrați la setări, la accesibilitate, la Face ID și atenție, iar aici setarea asta trebuie să o aveți oprită și nu mai aveți problema aceasta. Pun pariu că habar nu avea de trucul ăsta pe iPhone, hai să arăt. Trucul ăsta pe care o să vi-l arăt, mie cel puțin mi-a schimbat viața. O să fac aici un screenshot, o să dau pe el și hai să vă arăt cum puteți să nu mai faceți forme de astea urâte și să nu înțeleagă lumea nimic. Pur și simplu când vreți să faceți o formă, Țineți apăsat lung pe ea și a uitați. Și, spre exemplu, nu știu, vreau să fac o săgeată, îmi face o săgeată sau dacă vreau chiar un pătrat. Cât de tare e acest truc? S-a întâmplat o nefăcută și ți-ai uitat parola la iPhone. Hai să arăt cum poți să o recuperezi. O să ai nevoie de telefon și de cablul lui original și de un laptop. Următorul pas este acela să descărcăm iTunes. Căutați pe Google iTunes, mergeți aici pe al doilea link și descărcați versiunea pentru Windows sau Mac. După ce ți-ai luat iTunes pe laptop, oprești telefonul. Iar acum pasul cel mai important. Am aici cablu, încă nu l-am băgat în laptop și trebuie să băgăm iPhone-ul în recovery mode. Dacă ai iPhone X și mai sus de el, iPhone 12, 13 și așa mai departe, ți-a apăsat pe butonul ăsta de power și în timp ce ți-a apăsat pe el îl bagi și în laptop. Dacă ai iPhone mai vechi, ți-a apăsat pe volumul jos de la volum și tot la fel în timp ce ți-a apăsat, îl bagi în laptop și nu dai drumul până nu ți apare mesajul de recovery pe laptop și pe telefon pun pariu că habar nu aveai de trucul ăsta pe iPhone. Hai să arăt. Trucul ăsta, credeți-mă, o să vă schimbe viața, mai ales dacă stați pe TikTok. Spre exemplu, dați voi scroll și, nu știu, ați văzut un video mai mișto ăla cu pisicile și vreți să îl vedeți din nou. Ce trebuie să faceți ca să vedeți clipurile peste care a sărit? Căutați punct simplu și aici aveți watch history și puteți să vedeți toate clipurile la care v-ați uitat pe TikTok. Pun pariu că habar nu aveai de trucul ăsta pe iPhone. Hai să -ți arăt. Bun, ca să înregistrezi în timp ce vorbești, țineți apăsat aici pe recording și porniți microfonul. Iar acum, când o să înregistrați, o să aveți și audio. Dacă ai iPhone, hai să-ți arăt cum poți să-ți enervezi toți prietenii. Pun pariu că habar nu avea de trucul ăsta pe iPhone. Hai să arăt! Trucul ăsta vă ajută să nu afle nimeni ce notificări primiți. Intrați la configurările telefonului, notificări, afișare, previzualizări, niciodată. Și fiți atenți aici cum o să arate notificările. Iar de acum încolo conținutul notificărilor o să fie privat, nu apare niciun text și nimeni nu află ce notificări primim noi.